Amintiri din copilărie, partea a doua. Nu știu alții cum sunt, dar eu, când mă gândesc la locul nașterii mele, la casa părintească din Humulești, la stâlpul hornului unde lega mama o șfară cu motocei la capăt, de crăpau mâțele jucându-se cu ei, la prichiciul vetrei cel humuit, de care mă țineam când începusem a merge copăcel, la cuptorul pe care mă ascundeam când ne jucam noi băieții de-a mijoarca și la alte jocuri și jucării pline de hazul și farmecul copilăresc, parcă-mi saltă și acum inima de bucurie. Și, Doamne, frumos era pe atunci, căci și părinții, și frații, și surorile mi-erau sănătoși, și casa ne era îndestulată, și copiii și copilele megieșilor erau de-a pururea în petrecere cu noi, și toate mergeau după plac, fără leac de supărare, de parcă toată lumea era a mea. Și eu eram vesel ca vremea cea bună, și șturlubatic și copilăros ca vântul în tulburarea sa. Și mama, care era vestită pentru năzdrăvăniile sale, îmi zicea cu zâmbet uneori, când începea să-i vii soarele dintre nori după o ploaie îndelungată: ieși, copile, cu părul bălan, afară și râde la soare, doar s-a îndreptat vremea, și vremea se îndrepta după râsul meu. Știa, vezi bine, soarele cu cine are de-a face, căci eram feciorul mamei, care și ea cu adevărat că știa a face multe și mari minunății. Alunga nouri cei negri de pe deasupra satului nostru și abătea grindina în alte părți, înfigând toporul în pământ, afară dinaintea ușii. Închega apa numai cu două picioare de vacă, de se încrucea lumea de mirare. Bătea pământul sau peretele sau vreun lemn de care mă păleam la cap, la mână sau la picior, zicând: na, na, și îndată îmi trecea durerea. Când voia în sobă tăciunele aprins, când se zice că face avânt și vreme rea, sau când țiuia tăciunele despre care se zice că te vorbește cineva de rău, mama îl mustra acolo în vatra focului și îl buchisa cu cleștele să se mai potolească dușmanul. Și mai mult decât atâta, o leacă ce nu-i venea mamei la socoteală căutătura mea, îndată pregătea cu degetul îmbălat puțină tină din colbul adunat pe opsașul încălțării, ori mai îngrabă lua funincine de la gura sobei, zicând: cum nu se deoache călcâiul sau gura sobei, așa să nu mi se deoache copilașul, și-mi făcea apoi câte un benci boghet în frunte ca să nu-și prăpădească odorul. Și altele multe încă făcea. Așa era mama în vremea copilăriei mele, plină de minunății pe cât mi-aduc aminte. Și mi-aduc bine aminte că-și brațele ei m-au legănat când îi sugeam țâța cea dulce și mă alintam la sânui, gângurind și uitându-mă în ochii cu drag. Și sânge din sângele ei și carne din carnea ei am împrumutat, și a vorbi de la dânsa am învățat. Iar înțelepciunea de la Dumnezeu, când vine vremea de a pricepe omul ce-i bine și ce-i rău. Dar vremea trecea cu amăgeli și eu creșteam pe nesimțite, și tot alte gânduri îmi zburau prin cap și alte plăceri mi se deșteptau în suflet, și în loc de înțelepciune mă făceam tot mai neastâmpărat, și dorul meu era acum nemărginit. Căci sprințar și înșelător este gândul omului, pe ale cărui aripi te poartă dorul necontenit și nu te lasă în pace până ce intri în mormânt. Însă vai de omul care se ia pe gânduri, uite cum te trage pe furiș apa la adânc, și din veselia cea mai mare cazi deodată în urâcioasa întristare. Hai mai bine despre copilărie să povestim, căci ea singură este veselă și nevinovată. Și, drept vorbind, acesta-i adevărul. Ce-i pasă copilului când mama și tata se gândesc la neajunsurile vieții, la ce poate să le aducă ziua de mâine, sau că-i frământă alte gânduri pline de îngrijire? Copilul, încălecat pe bățul său, gândește că se află călare pe un cal de cei mai strașnici, pe care aleargă cu voie bună
și îl bate cu biciul și îl strunește cu tot din adinsul și răgnește la el din toată inima de-ți ia auzul. Și de cade jos, crede că l-a trântit calul și pe băț își descarcă mânia în toată puterea cuvântului. Așa eram eu la vârsta cea fericită și așa cred că au fost toți copiii, de când-i lumea asta și pământul, măcar să zică cine ce-a zice. Când mama nu mai putea de obosită și să lăsa câte o leacă ziua să se odihnească, noi băieții tocmai atunci ridicam casa în slăvi. Când venea tata noaptea de la pădure din Dumeznicu, înghețat de fric și plin de promoroacă, noi îl speriam sărindu-i în spate pe întuneric. Și el, cât era de ostenit, ne prindea câte pe unul ca la baba oarba, ne ridica în grindă zicând: "Tâta mare!" și ne săruta mereu pe fiecare. Iar după ce se aprindea opaițul și tata se punea să mănânce, noi scoteam mățele de prin ognițe și cotruță și le flocăiam și le șmotream dinaintea lui de le mergea colbul. Și nu puteau scăpa bietele mățe din mâinile noastre până ce nu ne zgâriau și ne stupeau ca pe noi. "Încă te uiți la ei, bărbate," zicea mama, "și le dai paiale, așa-i? Aha, bine v-au mai făcut, ochibale spurcate ce sunteți, că nici o lighioaie nu se poate aciua pe lângă casă de răul vostru. Iaca, dacă nu v-am săcelat astăzi, faceți o trocol prin cele mățe și dați la om ca câinii prin băț. Ăra, da, păi aveți la știință că vă prea întreceți cu dede ochiul. Acuși iau varga din coardă și vă croiesc de vă merg petecele." "Ia lasă-i și tu, măi nevastă, lasă-i, că se bucură și ei de venirea mea," zicea tata dându-ne huța. "Ce le pasă? Lemne la trunchi sunt, slănină și făină în pod este de-a volna, brânză în putin asemene, cu urechi în poloboc slavă Domnului, numai de-ar fi sănătoși să mănânce și să se joace acum cât îți mititei, că le-a trece lor zburdăciunea când or fi mai mari și or lua grijile înainte. Nu te teme că n-or scăpa de asta. Și apoi nu știi că este o vorbă, dacă-i copil să se joace, dacă-i cal să tragă și dacă-i popă să citească." "Ție, omule," zise mama, "așa ți-a zice că nu șezi cu dânsi în casă toată ziulica să-ți scoată pere albi, mânca iar pământul să-i mănânce, Doamne iartă-mă. Dar mai veni vara să se mai joace și pe afară, că m-am săturat de ei ca de mere pădurețe. Câte drăcările vin în cap, toate le fac. Când începe a toca la biserică, Zahei al tău cel cu minte fuga și el afară și începe a toca în stative de pârâie pereții casei și duduie fereștile. Iar stropșitul de Ion, cu talanca de la oi, cu cleștele și cu vătrarul, face o hodorogeală și un tărăboi de ția auzul. Apoi își pun cât o țoală în spate și cât un coif de hârtie în cap și cântă aleluia și Doamne miluiește popa prinde pește de te scot din casă. Și asta în toate zilele de câte 2-3 ori, de-ți vine câteodată să-i coșești în bătaie dacă ai sta să te potrivești lor." "Păi dă, măi, femeie, tot ești tu bisericoasă de s-a dus vestea. Încalteați au făcut și băieții biserică aici pe loc, după cheful tău, măcar că-ți intră biserica în casă de departe cei. De-amu, puneți-vă pe făcut privegheri de toată noaptea și parascovenii câte vă place, măi, băieți. Dacă vii voia să vă dea măta în toate zilele numai colaj de cei unși cu miere de la 40 de sfinți și colivă cu miez de nucă." "Ei, apoi, minte ai tu, omule, mă miram eu de ce și ei așa de cuminți mititei, că tu le dai naș și le ții hangul. Ia privește-i cum stau toți treși și se uită țintă în ochii noștri, parcă au de gând să ne zugrăvească. Ia-mi să-i fi sculat la treabă și apoi să-i vezi cum se codese, drâmboie și se sclifosesc," zise mama. "Hai, l-a culcat băiesc că trece noaptea. Vouă ce vă pasă când aveți de mâncare sub nas?" Și după ce ne culcăm cu toții, noi băieții ca băieții, ne luăm la hârjoană și nu puteam adormi de incuri până ce era nevoită biata mamă să ne facă musai cât un șurub, două prin cap și să ne dea câteva tapangele la spinare. Și tata, săturându-se câteodată de atâta gălăgie, zicea mamei:
Ei, taci, taci, ajungă-ți deamu herghelie. Știu că doar nu-ți babe să chirotească din picioare. Însă mama ne mai dă atunci câteva pe deasupra și mai îndesate zicând: navă de cheltuială, gheavol ce sunteți! Nici noaptea să nu mă pot otihni de incotele voastre! Și numai așa se putea liniști biata mamă de răul nostru, biată să fie de păcate. Și apoi socotiți că se mântuia numai cu atâta, ți-ai găsit. A doua zi, dis dimineață, le începeam din capăt. Și iar lua mama nănașa din coardă și iar neșnăpăia, dar noi parcă bindiseam de asta, vorba aceea. Pielea era și răpănoasă, ori o bate, ori o lasă. Și câte nu ne venea în cap și câte nu făceam cu vârf și îndesate, mi-aduc aminte de parcă acum mi se întâmplă. Mai pasă de ține minte toate cele și acum așa, dacă te slujește capul bat de Ioane. La Crăciun, când tăia tata porcul și-l părlea și-l opărea și-l învelea iute cu paie, de-l înădușea ca să se poată rade mai frumos, eu încălecam pe porc deasupra paielor și făceam un chef de 1000 de lei, știind că mie are să-mi dea coada porcului să o frig și beșica să o umplu cu grăunțe, să o umflu și să o zurăiesc după ce s-a usca. Și apoi vai de urechile mamei până ce nu mi-o spărgea de cap. Și ca să nu-mi uit cuvântul, odată la un Sfântul Vasile, ne prindem noi vreo câțiva băieți din sat să ne ducem cu plugul. Căci eram și eu mărișor acum, din păcate. Și în ajunul Sfântului Vasile, toată ziua am stat de capul tatei să-mi facă și mie un buhai, ori de nu, bătăr un harabnic. Doamne, ce harabnic ți-o-i da eu, zise tata de la o vreme. N-ai ce mânca la casa mea? Vrei să te bușească cei nandrălăi prin omăt? Acuși te descalți! Văzând eu că mi-am aprins paie în cap cu asta, am șterpelit-o de acasă numai cu beșica cea de porc, nu cumva să-mi ia tata ciubotele și să rămân de rușine înaintea tovarășilor. Și nu știu cum s-a întâmplat că niciunul din tovarăși n-avea clopot. Talanca mea era acasă, dar mă puteam duce să o iau. În sfârșit, facem noi ce facem și sclipuim de acolo o coasă ruptă, de aici o cârcie de tânjală, mai un vătrar cu belciug, mai beșica cea de porc a mea și, pe după toacă, ne pornim pe la case. Și-o luăm noi de la popa oșlobanul, tocmai din capul satului din sus, cu gând să umblăm tot satul. Când colo, popa tăia lemne la trunchi afară și, cum a văzut că ne așezăm la fereastră și ne pregătim de urat, a început a ne trage câteva nașteri îndesate și a zice: de-abia s-au culcat găinile și voi ați început? Ia stați-o leacă blestemaților să vă dau eu! Noi atunci am pârlit-o la fugă, iar el zvrrr cu o scurtătură în urma noastră, căci era om hursu și păclișit popa oșlobanul. Și din spaima aceea am fugit noi mai jumătate de sat înapoi, fără să avem când îi zice popii: drele pe podele și bureți pe pereți, câte pene pe cucoși, atâția copii burduhoși, cum obișnuiesc a zice plugarii pe la casele ce nu-i primesc. Măi, al dracului venetic și ceapcând de popă, zicem noi după ce ne adunăm toți la un loc înghețați de fric și speriați. Cât pe ce era să ne ologească boaita cea îndrăcită, vedea l-am dus pe năsălie la biserica Sfântului Dumitru de sub cetate unde slujește. Curatul cigăl crucea la colăcit să vie și să-și facă budihace acasă la noi în sat. Ferească Dumnezeu să fie preoții noștri așa, că nu te-ai mai înfrupta cu nimica de la biserică în vecii vecilor. Și până-l mai menim noi pe popa, până-l mai boscorodim, până una alta, amurcește bine. Ei, amu, ce-i de făcut? Hai să intrăm aici în ograda asta, zise Zaharia lui Gâtlan, că ne trecem vremea stând în mijlocul drumului. Și intrăm noi la Vasile Aniței și ne așezăm la fereastră după obicei. Dar parcă naiba vrăjește, cela nu sună coasa că-i frig, celuia că-i îngheață mâinile pe cârceie, bărul meu Ion Mogorogea cu vătrarul sub soară se punea de pricină că nu ură și nu m-a scrăpa inima în tine de necaz. Ură tu, măi, chirieche, zic eu lui Goian,
Și noi, măi, Zaharie, să pufnim din gură ca buhaiul, iar iștialalți să strige, hăi, hăi. Și odată și începem. Și ce să vezi, unde nu se ia hapsâna de nevasta lui Vasile Aniței cu cociorva aprinsă după noi, căci tocmai atunci trăgea focul să dea colaci în cuptor. Vai, aprinde var focul să vă aprindă, zise ea, burzuluită grozav. Dar cum se cheamă asta? În obrazul cui v-a învățat? Atunci noi, la fugă, băieți, mai de hai decât la popa oșlobanul. Dar bun pocinog a mai fost și aista, zicem noi, oprindu-ne în răscrucile drumului din mijlocul satului, aproape de biserică. Încă una, două de-a estea și ne scot oamenii din sat afară ca pe niște lăieși. Mai bine să mergem la culcare. Și după ce ne arvonim noi și pe la anul cu jurământ să umblăm tot împreună, ne-am despărțit unul de altul, răbegiți de frig și hămesiți de foame și hai fiecare pe la casa cui ne are, că mai bine-i pare. Și ia că așa ne-a fost umblarea cu plugul în anul acela. D-apoi cu smântânitul oalelor, ce calamandros făceam când punea mama laptele la prins, eu fie post, fie câșlegi, de pe a doua zi și începeam a linchi groșciorul de pe deasupra oalelor. Și tot așa în toate zilele, până ce dam de chișleag. Și când căuta mama să smântânească oalele, smântânește smarandă dacă ai ce. Poate că au luat strigoaicele mana de la vaș mămucă, îi ziceam eu. Șezând închincit și cu limba scoasă afară dinaintea mamei, jos lângă oale. Doamne, prinde-l voi strigoiul cela odată la oala cu smântână, zicea mama, uitându-se lung la mine. Și apoi las, nănașa din grindă are să-i știe de știre, de nu l-or putea scoate din mâna mea tot neamul strigoilor și al strigoaicelor din lume. Se cunoaște el strigoiul care a mâncat smântâna de pe limbă. Urât mi-a fost în viața mea omul viclean și lingău, drept să spun, dragul mamei. Și să știi de la mine că Dumnezeu n-ajută celui care umblă cu furtișag, fie lucru de purtat, fie de-a mâncării, fie ori de ce-a fi. Ei, apoi, unde o pleznește mama și unde crapă, zic eu în gândul meu, că doar tot nu eram așa de prost până pe acolo să nu pricep atâta lucru. Dar apoi cu Moș Chiorpec ciubotarul, megeșul nostru, ce necaz aveam. Ba adică, drept vorbind, el avea necaz cu mine. Căci una, două, mă duceam la om și-l tot sucăleam să-mi dea curele ca să-mi fac bici. Și cele mai de multe ori găseam pe Moș Chiorpec răbuind ciubotele cu dohot de cel bun, care făcea pielea cum îi bumbacul. Și dacă vedea omul și vedea că nu se poate descotorosi de mine cu vorbe, mă lua frumușel de bărbie cu mâna stângă, iar cu cea dreaptă muia feleștiocul în strachina cu dohot și îmi trăgea un pui de răbuială ca aceea pe la bot, de-i buvnea râsul pe toți ucenicii din ciubotărie. Și când îmi da drumul, mă duceam tot într-o fugă acasă la mama, plângând și stupind în dreapta și în stânga. Uite, mamă, Chiorpecul dracului ce mi-a făcut! Doamne, parcă l-am învățat eu, zicea mama, cu părere de bine. Am să-l cinstesc zău așa când l-o întâlni. Cășezi lipcă unde te duci și scoți sufletul din om cu obrăzniciile tale ușernic ce ești. Dacă auzeam așa, mă spălam binișor pe la gură și îmi căutam de nevoie. Și cum uitam ciuda, fuga iar la Moș Chiorpec după curele. Și el, când mă vedea intrând pe ușă, îmi zicea cu chef, he-he, bine ai venit, nepurcele! Și iar mă răbuia făcându-mă de râs. Și eu iar fugeam acasă plângând, stupind și blestemându-l. Și mama avea un chin cu mine din pricina asta. Of, de-ar veni iarna să te mai dau odată la școală undeva, zicea mama, și să cer dascălului să-mi dea numai pielea și ciolanele de pe tine. Odată, vara, pe aproape de moș, mă furișez din casă și mă duc ziua miaza mare la Moș Vasile, fratele tatei cel mai mare, să fur niște cireșe. Căci numai la dânsul și încă la vreo două locuri din sat era cât un cireș făratic care se cocea pălea de duminica mare. Și mă chitesc eu în mine cum s-o dau ca să nu mă prindă.
intru mai întâi în casa omului și mă fac a cere pe Ioan să ne ducem la scăldat. Nu e acasă Ion, zise mătușa Mărioara. S-a dus cu moșul tău Vasile sub cetate la o chiuă din Codreni să aducă niște sumani. Căci trebuie să vă spun că la Humulești torc și fetele și băieții, și femeile și bărbați. Și se fac multe giguri de sumani și lăi și de noaten, care se vând și pânură și cusute. Și acolo, pe loc la negustorii armeni, veniți în adins din alte târguri. Focșani, Bacău, Roman, Târgu Frumos și de pe aiurea, precum și pe la Iarmaroace în toate părțile. Cu asta se hrănesc mai mult humuleștenii, răzești fără pământuri și cu negustoria din picioare. Vite, cai, porci, oi, brânză, lână, oloi, sare și făină de păpușoi, sumane mari, genunchiere și sărdace, ițari, berneveci, cămeșoaie, lăi cere și scorțuri înflorite, ștergare din borangic alese și alte lucruri ce le duceau lunea în târg de vânzare sau joia pe la mănăstirile de maice, cărora le vine cam peste mână târgul. Apoi, dar, mai rămâi sănătoasă, mătușă Mărioară, vorba de dinioarea, și-mi pare rău că nu-i vărul Ion acasă, că tare aș fi avut plăcere să ne scăldăm împreună. Dar în gândul meu, știi că am nimerit-o, bine că nu-s acasă, și de n-ar veni de grabă, și mai bine ar fi. Și scurt și cuprinzător, sărut mâna mătușei, luându-mi ziua bună ca un băiat de treabă, ies din casă cu chip că mă duc la scăldat, mă șupurez pe unde pot și când colo, mă trezesc în cireșul femeii și încep a cărăbăni la cireșe în sân, crude, coapte, cum se găseau. Și cum eram îngrijit și mă sileam să fac ce o-i face mai degrabă, ia ca mătușa Mărioara cu o jordie mână la tulpina cireșului. Dar bine, gheavole, aici ți-i scăldatul, zise ea cu ochii holbați la mine. Coboară-te jos, tâlharule, că tu-ai învăța eu. Dar cum să te cobori, că jos era prăpădenie? Dacă vede ea și vede că nu mă dau, sfârr, de vreo 2-3 ori cu bulgării mine, dar nu mă chitește. Apoi începe a se aburca pe cireș în sus zicând: stai, măi, porcane, că te căptușește ea Mărioara acuș. Atunci eu mă dau iute pe o creangă mai spre poale și odată fac zup în niște cânepă care se întindea de la cireș înainte și era crudă și până la brâu de înaltă. Și nebuna de mătușa Mărioara după mine și o fuga iepurește prin cânepă și ea pe urma mea până la gardul din fundul grădinii pe care, neavând vreme să-l sar, o cotingeam înapoi, iar prin cânepă, fugind tot iepurește, și ea după mine până în dreptul ocolului, de unde mi-era iar greu de sărit. Pe delături iar gard și hârsita de mătușă nu mă slăbea din fugă nici în ruptul capului, cât pe ce să pună mâna pe mine. Și o fuga, și ea fuga, și o fuga, și ea fuga, până ce dăm cânepa toată palancă la pământ. Căci, să nu spun minciuni, erau vreo 10-12 prăjini de cânepă frumoasă și deasă cum îi peria, de care nu s-a ales nimica. Și după ce facem noi trebușoara asta, mătușa, nu știu cum, se încâlcește prin cânepă, ori se împiedică de ceva și cade jos. Eu atunci, iute, mă răsucesc într-un picior, fac vreo 2 sărituri mai potrivite, mă zvâr peste garde, parcă nici nu l-am atins, și îmi pierd urma aducându-mă acasă și fiind foarte cu minte în ziua aceea. Dar mai îndeseară, ea ca și Moș Vasile cu vornicul și paznicul, strigă pe tata la poartă, îi spun pricina și îl cheamă să fie de față când s-a ispășit cânepa și cireșele. Căci, drept vorbind, și Moș Vasile era un cărpănos și un pui de zgârie brânză ca și mătușa Mărioara. Orba aceea, a adunat și i-a adunat. Însă degeaba mai clămpănesc eu din gură. Cine ce are cu munca omului? Stricăciunea se făcuse și vinovatul trebuia să plătească. Vorba aceea, nu plătește bogatul, ci vinovatul. Așa și tata, a dat gloabă pentru mine și pace bună. Și după ce a venit el rușinat de la ispașă,
mi-a tras o chelfăneală ca aceea zicând: na, satură-te de cireșe, de amu să știi că ți-ai mâncat lifteria de la mine, spânzuratule. Oare multe stricăciune am să mai plătesc eu pe urma ta? Și ia ca așa cu cireșele. S-a împlinit vorba mamei sărmana: iute și de grabă, că Dumnezeu n-a ajută celui care umblă cu furtișag. Însă ce ți-i bună pocăința după moarte? Dar apoi rușinea mea unde o pui? Mai pasă de dă oi cu mătușa Mărioara, cu Moș Vasile, cu vărul Ion și chiar cu băieții și fetele din sat. Mai ales duminica la biserică, la horă, unde-i frumos de privit, și pe la scăldat, în cierul cucului, unde era băteliștea flăcăilor și a fetelor doriți unii de alții toată săptămâna de pe la lucru. Mă rog, mi se dusese buhul despre pozna ce făcusem, de n-aveai chip să scoți obrazul în lume de rușine. Și mai ales acum, când se ridicaseră câteva fete frumușele în sat la noi și începuse a mă scormoli și pe mine la inimă. Vorba aceea: mă, Ioane, dragi ți-s fetele? Dragi, dar tu lor și ele mie. Însă ce-i de făcut? S-a trece ea și asta. Obraz de scoarță și las-o moartă în păpușoi, că multe altele ce mi s-au întâmplat în viață, nu așa într-un an, doi și deodată, ci în mai mulți ani și pe rând, ca la moară. Și doar mă și feream eu, într-o părere, să nu mai dau peste vreo pacoste, dar parcă naiba mă împingea de le făceam atunci cu chiuita. Și tocmai mite, îndată după cea cu cireșele, vine alta la rând. Mă trezește mama într-o dimineață din somn, cu vai nevoie, zicându-mi: scoală, duglișule, înainte de răsăritul soarelui, iar vrei să te pupe cucul armenesc și să te spurce ca să nu-ți meargă bine toată ziua? Căci așa ne amăgea mama cu o pupăză care își făcea cuib de mulți ani într-un tei foarte bătrân și scorburos, pe coasta dealului, la Moș Andrei, fratele tatei cel mai mic. Și numai ce-o auzeai vara: pup, 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 dis dimineață în toate zilele de vuia satul. Și cum mă scol, îndată mă și trimite mama cu de mâncare în țarină, la niște lingurari ce aveam tocmis prășitori, tocmai în Valea Seacă, aproape de Topolița. Și pornind eu cu de mâncarea, numai ce și aud pupăza cântând: pup, 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 pup. Eu atunci să nu-mi caut de drum tot înainte, mă abat pe la tei cu gând să prind pupăza, căci aveam grozavă ciudă pe dânsa. Nu numai decât pentru pupat, cum zicea mama, ci pentru că mă scula în toate zilele cu noaptea în cap din pricina ei. Și cum ajung în dreptul teiului, pun de mâncarea jos în cărare pe muchia dealului, mă sui încetişor în tei care te adormea de mirosul florii, bag mâna în scorbură unde știam și norocul meu, găbuiesc pupăza pe ouă și zic plin de mulțumire: taci, leliță, că te-am căptușit eu. Îi mai pupat-o și pe dracul de-acum. Și când aproape să scot pupăza afară, nu știu cum se face, că mă spăriu de creasta ei cea rotată, de pene, că-și nu mai văzusem pupăză până atunci, și îi dau iar drumul în scorbură. Și cum stam eu acum și mă chiteam în capul meu că șarpe cu pene nu poate să fie, după cum auzisem din oameni că se află prin scorburi câteodată și șerpi, unde nu mă îmbărbătez în sine-mi și iar bag mâna să scot pupăza, pe cea fi. Dar ea, sărmana, se vede că se mistuise de frica mea prin cotloanele scorburii undeva, căci n-am mai dat de dânsa nicăieri, parcă intrase în pământ. Mă, ia napoda lucru șaista, zic eu un ciudat, scoțând căciula din cap și tuflind-o în gura scorburii. Apoi mă dau jos, caut o lespede potrivită, mă sui cu dânsa iar întâi, îmi iau căciula și în locul ei pun lespedea, cu gând ca ieși ea pupăza de undeva până mă întoarce eu din țarină. După aceea, mă dau iar jos și pornesc repede cu de mâncarea la lingurari. Și oricât o-i fi mers eu de tare, vreme trecuse la mijloc doar, cât am umblat hornăind cine știe pe unde și cât am boșbăit și mocoșit prin tei să prind pupăza, și lingurarilor nici mai rămâne cuvânt, li se lungise urechile de foame așteptând.
Și apoi vorba aceea, țiganului când e foame cântă, boierul se plimbă cu mâinile dinapoi, iar țăranul nostru își arde luleaua și mocnește întrânsul. Așa și lingurarii noștri cântau acum îndrăcit pe ogor, șezând în coada sapei, cu ochii păinjiniți de atâta uitat, să vadă nu le vine mâncarea din cotrova. Când, pe la prânzul cel mare, numai ia cătă măs și eu de după un dâmb, cu mâncarea sleită, veneam, nu veneam, auzindu-i lălăind așa de cu chef. Atunci au și tăbărât balaurii pe mine și cât pe ce să mă înghită de nu era o chirandă mai tânără între dâns și să-mi ție departe. Aoleu, mău, ogoiți-vă, ce tolocăniți băiatul, cu tatul să o aveți ce aveți, iar nu cu dânsul. Atunci lingurarii, nemai punându-și mintea cu mine, s-au așternut pe mâncare tăcând molcum. Și scăpând eu cu obraz curat, îmi iau traista cu blidele, pornesc spre sat, mă abat iar pe la tei, mă sui întrânsul, pun urechea la gura scorburii și aud ceva zbătându-se înăuntru. Atunci iau lespedea cu îngrijire, bag mâna și scot pupăza, vlăguită de atâta zbucium. Iar ouăle, când am vrut să le iau, erau toate numai o chisăliță. După asta vin acasă, leg pupăza de picior cu o ață și o îndosesc de mama focului vreo două zile în pod prin cele putin hârbuite. Și una, două la pupăză, de nu știau cei din casă ce tot caut prin pod așa des. Însă a doua zi după asta, ia ca și mătușa Măriuca lui Moș Andrei vine la noi cu o falcă în cer și cu una în pământ și se ia la ciondănit cu mama din pricina mea. Mai auzit ai dumneata cumnată una ca asta să fure Ion pupăza, care, zicea mătușa cu jale, ne trezește dis dimineață la lucru de atâția ani? Grozav era de tulburată și numai nu-i venea să lăcrimeze când spunea aceste. Și acum văd eu că avea mare dreptate mătușa, căci pupăza era ceasornicul satului. Însă mama sărmana nu știa de asta nici cu spatele. Ce spui, cumnată? Da, că l-aș ucide în bătaie când aș afla că el a prins pupăza să o chinuiască. De-amu bine că mi-ai spus, las pe mine că ți-l iau eu la depănat. Nici nu te mai îndoi despre asta, cumnată smărandă, zise mătușa, că-și dezbânțuitul lista al dumitale nimica nu scapă. Ce mai atâta? Mi-au spus mie cine l-au văzut că Ion a luat-o, gâtul îmi pun la mijloc. Eu, fiind ascuns în cămară, cum aud unele ca aceste, iute mă sui în pod, umflu pupăza de unde era, sar cu dânsa pe sub streașina casei și mă duc de-a dreptul în târgu vitelor să o vând, căci era tocmai lunea într-o zi de târg. Și cum ajung în Iarmaroc, încep a mă purta țanțoși printre oameni, de colo până colo cu pupăza în mână, că doar și eu eram o leacă de fecior de negustor. Un moșneag nebun cu o vițică de funie n-are ce lucra. De vânzare ție găinușa aceea, băi, băiete? De vânzare, moșule. Și cât ce-i pe dânsa? Cât crezi dumneata că face? Ia, domn, cu acela moșul s-o drămăluiască. Și cum i-o dau în mână, javra dracului se face a o căuta de ou și îi dezleagă atunci frumușe lața de la picior, apoi mi-o aruncă în sus zicând: ia ca pozna că-am scăpat-o. Pupăza zbrrr pe o dugheană și, după ce se mai odihnește puțin, își ia apoi drumul în zbor spre Humulești și mă lasă mare și de vreme cu lacrimile pe obraz, uitându-mă după dânsa. Eu atunci, haț, de sumanul moșneagului să-mi plătească pasărea. Ce gândești dumneata, moșule? Te joci cu marfa omului? Dacă nu ți-a fost de cumpărat, la ce ai dat drumul? Că nu scap nici cu junca asta de mine, înțeles ai? Nu-ți pară lucru de șagă. Și mă băgam în ochii moșneagului și făceam un tărăboi de se strânsese lumea ca la comadie împrejurul nostru. Dă, iar mă rog, nu era? Dar știi că ești amarnic la viață, măi, băiete, zise moșneagul de la o vreme râzând. În ce te bizui de te întârjești așa, nepoate? Dec, nu cumva ai poftit să-mi iei vițica pentru un cuc armenesc?
Pe semne te mănâncă spinarea, cum văd eu, măi, țâcă. Și ia, cuște scarpin dacă vrei, bași un topor îți fac dacă mă crezi, de-i zice aman, puiule, când îi scăpa de mâna mea. Dă pace băiatului, moșule, zise un humuleștean de-ai noștri, că-i feciorul lui Ștefana Petre, gospodar de la noi din sat, și ți-i găsi beleaua cu dânsul pentru asta. He-he, să fie sănătos dumnealui om bun, dar apoi chitești dumneata că nu ne cunoaștem noi cu Ștefana Petrei, zise moșneagul. Chiar mai dinioarea l-am văzut umblând prin târg cu cotul sub soară după cumpărat sumani, cum îi e negustoria, și trebuie să fie pe aici undeva, ori în vreo dugheană la băut adălmașul. Apoi bine că știu a cui ești, măi, țâcă. Ia stai o leacă să te duc eu la tată tău și să văd, el te-a trimis cu pupăți de vânzare să spurci armarocul. Toate ca toatele, dar când am auzit eu de tata pe loc, mi s-a muia gura. Apoi, încet, încet m-am furișat printre oameni și unde am croit-o la fugă spre Humulești, uitându-mă înapoi să văd nu mă ajunge moșneagul, căci mi-era acum scăpare de dânsul, drept să vă spun. Vorba aceea, lasă-l, măi, l-aș lăsa eu, dar vezi că nu mă lasă el acum. Tocmai așa pățisem și eu. Ba, eram încă bucuros că am scăpat numai cu atâta. Bine ar fi să o pot scoate la capăt, măcar așa cu mama și cu mătușa Măriu, ca gândeam eu, bătându-mi se inima ca într-un iepure de frică și de osteneală. Și când ajung acasă, aflu că tata și mama erau duși în târg. Și frații îmi spun cu spaimă că-i poznă mare cu mătușa lui Moș Andrei. A sculat mai tot satul în picioare din pricina pupezei din tei. Zice că i-am fi luat-o noi și pe mama a pus-o în mare supărare cu asta. Știi că și mătușa Măriuca e una din cele care scoate mahmurul din om. Nu e o femeie de înțeles ca mătușa Anghelița lui Moș Chiriac, s-a mântuit vorba. Și cum îmi spuneau ei îngrijiți, numai ce și auzim cântând în tei. Pup, 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 pup. Sora mea Catrina zise atunci cu mirare: ia-uzi, bădiță, Doamne, cum sunt unii de năpăstuiesc omul chiar pe sfânta dreptate. Mai așa, surioară, dar în gândul meu, când ați ști voi câte a pătimit Sireanca din pricina mea și eu din pricina ei, ea-ți plânge de milă. Zahei însă ne lăsase vorbind și se cam mai dusese în târg după mama să-i spună bucurie despre pupăză. Și a doua zi, marți, taman în ziua de lăsatul secului de postul Sânt Petrului, făcând mama un cuptor zdravân de aliveni și plăcinte cu poalele în brâu și pârpălind niște pui tineri la frigare și apoi tăvălindu-i prin unt, pe la prânzul cel mic, cheamă pe mătușa Măriuca lui Moș Andrei la noi și îi zice cu dragă inimă: Doamne, cum nățică, hăi, cum se pot învrăjbi oamenii din nimica toată, luându-se după gurile cele rele. Ia, poftim, soro, mai bine să mâncăm ceva din ce a dat Dumnezeu, să cinstim cât un pahar de vin în sănătatea gospodarilor noștri și cele rele să se spele, cele bune să se adune. Vrajba dintre noi să piară și neghina din ogoare. Căci dacă ai sta să faci voie rea de toate, zău, ar trebui de la o vreme să apuși câmpii. Așa cum, nată dragă, zise mătușa Măriuca, strângând cu nedumerire din umere când se punea la masă. Văzut ai dumneata să mai pui altădată temei pe vorbele oamenilor. Apoi începem cu toții a mânca. Și alții ca alții, dar eu știu că mi-am pus bine gura la cale să-mi fie pe toată ziua. Și îndată ce m-am sculat de la masă, luându-mi rămas bun de la călcâie, fuga la scăldat. Și când sar odată voinicește de pe un mal înalt în ștoalnă, din greșeală, drept cu fața în jos, numai scântei s-au făcut pe dinaintea ochilor de durere. Și am crezut că mi-a pleznit pântecele, nu altceva. Și după ce am ieșit cu mare greu din apă și m-am pus pe mal, ținându-mă cu mâinile de inimă, băieții s-au strâns ciotcă împrejurul meu și m-au mormântat cu nisip și m-au prohodit cum știau ei
și de-abia mi-am venit în simțire peste vreun ceas. Și apoi am început a mă scălda în tihnă până pe la sfințitul soarelui, potrivind-o să vin acasă odată cu vacile și spunând mamei că, scăpându-le văcarul din ocol pe ale noastre la amiază, eu singur le-am dus la păscut și de aceea am întârziat până acum. Și mama, creștină bună, crezându-le toate lăptoase după răbuși, cum mi le spusesem eu cu măguleli, m-a lăudat de vrednicia ce făcusem și mi-a dat și de mâncare. Iar eu, mâncând lupește, mă făceam smerit și nu mai râdeam în mine, mirându-mă tot atunci de ghibăcia minciunilor ce potrivisem, de-mi venea mai să le cred și eu singur pe jumătate. Iaca, așa se poate înșela omul de multe ori, că nici n-a gândit dacă nu știa judeca bine. Însă iar mă întorc și zic, tot pățitu-i priceput. Într-o zi, pe aproape de Sânt Ilie, se îngrămădise ca mai totdeauna o mulțime de trepe pe capul mamei. Niște sumani să-i scoată din stative, alții să-i nividească și să înceapă a-i țese din nou. Un teanc de sumane croite, înalt până în grindă, aștepta cusutul. Pieptănuși în laiță n-avea cine-i ținea de coadă. Roata ședea în mijlocul casei și canură toarsă nu era pentru bătătură. Și apoi vorba aceea, nu ședea că cede norocul. Țev de făcut la sucală, copil de țâță în albie pe lângă alții vreo 5-6 care așteptau să le faci de mâncare. Treabă era acolo, nu încurcală. Și încă se cera de grabă că-și venea cu fuga iar marocul de fălticeni care acela este ce este. Și mă scoală mama atunci mai dimineață decât alte dăți și îmi zice cu toată inima, Nică, dragul mamei, vezi că tată tău e dus la coasă că-și se scutură ovăzul cela pe jos și eu asemenea nu-mi văd capul de trebi. Tu mai lasă drumurile și stai lângă mămuca de-i fă țev și leagănă copilul. Că apoi și eu ți-o-i lua de la fălticeni o pălăriuță cu tăzmaș, o curălușă de cele cu chimeri, știi cu ăla, ca pentru tine. Bine, mamă, dar în gândul meu numai eu știam. Toate ca toatele, dar la cusut și sărăduit sumane și mai ales la roată, mă întreceam cu fetele cele mari din tors. Și din asta pricină, răutăcioasa de măriu ca săvucului, care, drept să vă spun, nu mi-era urâtă, făcea adeseori în ciuda mea și îmi bătea din pumni, poreclindu-mă Ion Torcălău, cum îi zicea unui țigan din vânători. Însă pentru asta tot îmi era dragă și torceam împreună cu dânsa la umbra nucului lor, cât o movilă de druji de canură de mă săruta mama când îi le arătam seara acasă. Așa ne duceam băieții și fetele unii la alții cu lucrul, ca să ne luăm de urât, ceea ce la țară se cheamă șezătoare și se face mai mult noaptea, lucrând fiecare al său. Cum torceam eu, de-a mai mare dragul pe-ntrecute cu Măriuca și cum sfârâia fusul roții, așa am sfârâia inima în mine de dragostea Măriucăi. Martor îmi este Dumnezeu și mi-aduc aminte că odată, noaptea, la o clacă de dezghiocat păpușoi, i-am scos Măriucăi un șoarec din sân care era să o bage în boale pe biata copilă de n-aș fi fost eu acolo. D-apoi vara, în zilele de sărbătoare, cu fetele pe câmpie, pe colnice și mai ales prin luncile și dumbrăvile cele pline de mândrețe, după cules răchițică de făcut gălbenele și o vârf de umplut flori, dumbravnic și sulcină de pus printre straie, cine umbla? Povestea cântecului, fă-mă, Doamne, val de tei, și mă arunc între femei. Și, scurtă vorbă, unde erau trei, eu eram al patrulea. Dar când auzeam de legănat copilul, nu știu cum îmi venea, căci tocmai pe mine căzuse păcatul să fiu mai mare între frați. Însă ce era să faci când te roagă mama? Dar în ziua aceea, în care mă rugase ea, era un senin pe cer și așa de frumos și de cald afară, că-ți venea să te scalzi pe uscat ca găinile. Văzând eu o vreme ca asta, am șparlit-o la baltă, cu gând rău asupra mamei, cât îmi era de mamă și de necăjită. Adevăr spun că-și Dumnezeu e deasupra. De la o vreme, mama,
crezând că prin livadă undeva, iese afară și începe a striga de da duhul din trânsa: Ioane, 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 Ioane și Ion Pace. Văzând ea că nu dau răspuns de nicăieri, lasă toate în pământ și se ia după mine la baltă, unde știa că mă duc. Și când colo mă vede tologit cu pielea goală pe nisip, cât mi-i țig liganul. Apoi, în picioare, țin la urechi cât o lespejoară fierbinte de la soare, cu argint prin trânsele, și aci săream într-un picior, aci în celălalt, aci plecam capul în dreapta și în stânga, spuind cuvintele: Auraș păcuraș, scoate apa din urechi, că ți-oi da parale vechi, și ți-oi spăla cofele și ți-oi bate dobele. După aceea zvârleam pietrele pe rând în ștoalna unde mă scăldam, una pentru Dumnezeu și una pentru dracul, făcând parte dreaptă la amândoi. Apoi mai zvârleam câteva, de încuiam pe dracul în fundul ștoalnei cu bulbuși la gură. Și apoi, huștuluc, și eu în ștoalnă de-a cu fundul să prind pe dracul de un picior, căci așa ne era obiceiul să facem la scăldat de pe când Adam Babadam. După asta mă mai cufundam de trei ori în rând pentru Tatăl, pentru Fiul și Duhul Sfânt și încă o dată pentru Amin. Apoi mă trăgeam încetişor pe o coastă la marginea bălții, cât mi-i ții moronul, și mă uitam pe furiș cum se joacă apa cu piciorușele cele mândre ale unor fete ce ghileau pânza din susul meu. Mai frumos lucru nici că se mai poate, cred. Toate acestea le privea biata mamă, uitată cu mâinile în subsoară, cum e omul necăjit de după un dâm din prund aproape de mine. Dar eu nu o vedeam pe dânsa, căci eram întreabă. În totului tot ar fi trecut la mijloc vreo jumătate de ceas, cât a zăbovit mama acolo, mai vreo 3-4 de când fugisem de acasă, și ar fi trebuit să înceapă a mi se pune soarele drept inimă, după cum se zice, căci era trecut de amiază. Însă eu, în starea în care mă aflam, fiind cuprins de fericire, uitasem că mai trăiesc pe lume. În sfârșit, mama, cât era ea de tare de cap, de la o vreme pierde răbdarea și vine tiptil în vârful degetelor pe la spatele mele, când mă uitam la fete, cum vă spun, îmi ia toate hainele frumușel de pe mal și mă lasă cu pielea goală în baltă, zicând un cunăduf: Îi veni tu acasă cu robcarule dacă te-a răzbit foamea, și apoi atunci vom avea altă vorbă. Și se tot duce. Ei, ce-i de făcut, Ioane? Fetele de la ghilit care văzură asta, numai-și dau ghiont una alteia și chicoteau pe socoteala mea de răsuna prundul. Iar eu intram în pământ de rușine și cât pe ce să mă neg de ciudă ce mi-era. Și din dragostea cea mare de mai dinioarea, îmi venea acum să le strâng de gât, nu altceva. Dar vorba aceea, poți opri vântul, apa și gurile oamenilor. De aceea le-am lăsat și eu pe fete să râdă până li s-a aduce gura la ureche și pândind vreme pe când șed ele plecate și dau pânza în apă la ghilit, fac țuști din baltă și o iau la sănătoasa. Și așa fugeam de tare pe prunde, săreau pietrele pe care le stârneam cu picioarele cât mine de sus. Și fuga și fuga, fără să mă uit în urmă, până ce dau între hudiți pe drumul care ducea la noi acasă. Dar nu merg pe drum, de rușine să nu întâlnesc vreun om, ci sar în grădina lui Costache și merg tupiluș prin păpușoi. Apoi într-o hudiță, din hudiță în grădină la trăznea și iar prin păpușoi. Și când aproape să ies din grădină, mă simțesc câinii lui trăznea și la mine să mă rupă. Ce-i de făcut? Auzisem eu din oameni că dacă vrei să nu te muște câinii și să te lase în pace, cum îi vezi că sar la tine, să te tupilezi jos la pământ și să-i lasă să te latre cât le place, fără să te urnești din loc. Căci ei bat cât bat și, de la o vreme, te părăsesc și se duc. Și adevărat este că așa am scăpat și eu de câinii lui trăznea, atunci când am dat peste păcat cu ei și ei cu mine. Noroc din cer până în pământ că nu m-a prins Melianul și Haramninul de trăznea,
care avea mare ciudă pe mine de când mă zăpsise în grădina lui la furat mere domnești și pere sântielești, că își m-ar fi snopit în bătaie. Și apoi numai asta mi-ar mai fi trebuit acum cât eram de pricopsit. În sfârșit, după ce m-au lăsat câinii lui Trăznea în pace, cum v-am spus, am sărit în răspintenele unui drum. De acolo, în grădina la noi, și atunci mi s-a părut că mă aflu în sânul lui Dumnezeu. Și merg eu acum fără păsare prin păpușoi, până în dreptul ogrăzii, și mă uit printre gard și văd pe mama cum se da în vânt după trebi, când în casă, când afară. Și mi-era mai mare milă de dânsa, dar și de pântecele meu cel stocit de apă încă mi-era milă. Vorba aceea, milă mi-e de tine, dar de mine mi se rupe inima de milă ce mi-este. Și nemai putând suferi foamea, încep a mărnăi ugilit printre gard. Mă mucă-i, ia că-tă măs. Și odată și sar în ogradă, mă înfățișez dinaintea mamei, așa chipos cum eram, îi apuc mâna cu sila, o sărut și zic scâncind: mamă, bate-mă, ucide-mă, spânzură-mă, fă ce știi cu mine, nu mai dăm ceva de mâncare că mor de foame. Vorba aceea, golătatea înconjură, iar foamea dă de-a dreptul. Ea, atunci, cum e mama cu bunătate, se uită galeș la mine și zice oftând: bine, ce de coșcogeme coblizan, să umbli lela pe drumuri în halul acesta și să mă lași tocmai la vremea asta fără leac de ajutor. Haide, mănâncă, dar să știi că mi te-ai lehămetit de la inimă. Doar să te porți de acum tare bine să mai fiu ceea ce am fost pentru tine. Dar nu știu, zău. Și, scurtă vorbă, văzând că m-am pus rău cu mama, îi juruiesc eu că ce am făcut noi mai face. Apoi umblu tot cu binișorul pe lângă dânsa și nu ies din cuvântul ei afară nici cu fapta, nici cu vorba, căci vorba dulce mult aduce. La trebuie hărnicus cât se poate. De ridicam și măturam prin casă ca o fată mare, de n-avea mama grijă când se ducea undeva. Și într-o zi o văz că mă sărută și îmi zice cu blândețe: Dumnezeu să te înzilească, Ionică, dragul mamei, și să-ți dea de toate darurile sale cele bogate, dacă te-ai purta cum văd că te porți de o bucată de vreme încoace. Atunci eu, pe loc, am început a plânge și bucuria mea n-a fost proastă. Și mai multă mustrare am simțit în cugetul meu decât oricând. Și de m-ar fi bătut mama cu toate gardurile și de m-ar fi zgonit de la casă ca pe un străin, tot n-aș fi rămas așa de umilit în fața ei ca atunci când m-a luat cu binișorul. Și să nu credeți că nu mi-am ținut cuvântul de joi până mai de-apoi, pentru că așa am fost eu, răbdător și statornic la vorbă în felul meu. Și nu că mă laud, că își laud ai față. Prin somn nu ceream de mâncare, dacă mă sculam, nu mai așteptam să-mi dea alții. Și când era de făcut ceva treabă, o cam răream de pe acasă. Și apoi mai aveam și alte bunuri. Când mă lua cineva cu răul, puțină treabă făcea cu mine. Când mă lua cu binișorul, nici atâta. Iar când mă lăsa din capul meu, făceam câte o drăguță de trebușoară ca aceea, de nici Sfânta Anastasia, izbăvitoarea de otravă, nu era în starea o desface cu tot meșteșugul ei. Povestea aceea, un nebun aruncă o piatră în baltă și 10 cuminți n-o pot scoate. În sfârșit, ce mai atâta vorbă pentru nimica toată? Ia, am fost și eu în lumea asta un boț cu ochi, o bucată de humă însuflețită din Humulești, care nici frumos până la 20 de ani, nici cu minte până la 30 și nici bogat până la 40 nu m-am făcut. Dar și sărac așa ca în anul acesta, ca în anul trecut și ca de când sunt, niciodată n-am fost.